Salutări și bine v-am găsit la un nou episod de DayZ alături de Rareș și Loris. Sperăm să coboară odată Rareș. Din nou scarcă automat, de ce n-ai băi? Hai coboară odată să plecăm. Dar nu pot, nu mi-arată scara asta tâmpită. Haideți. Nu coboară, dar nu coboară. Așteptați-mă dacă mi-ar arăta și mie scara. O să-mi încerc la maxim puterile de sniper. Și ce o să faci? O să trag după un zombie extrem de departe. Mamă, ce m-am speriat. Deci am apăsat pe F să-mi coboare și mi-a arătat ca și cum m-ar fi dus vreo 5 metri și era, am căzut până jos, dar m-am întors. Eu am tras. Păi da, zi înainte! Înainte? Ok. Nu, nu merge. Poate îl iau eu. Dă-te, încerc eu. Da, să-ți zic unde îi. Da. Loris, bă, văd unul. E un tip, lângă gard jos. Hai, coboară, Rareș, l-am văzut clar. Unde e? E Rareș, acolo unde era ăla cu ballistic helmet când stăteam sniperi. Nu e nimeni. Bă, da, îi. S-a dus după gard, l-am văzut clar. Păi da, ți-a auzit. E după gardul ăla de piatră. Da, dar ți-a auzit ție glanțele, mă. Nu și? Păi da, de-aia zic să nu mai trageți. Bine, bine. Unde e? Bă, poate protejează scara. Rareș, Loris, uite fix în față, după zidul ăla de beton. Andrei, nu se vede, dar l-am văzut. Eu stau la scară, tu stai la scară, eu stau la... Sau nu știu cum facem. Eu stau aici, că am luneta asta bună. Eu stau la sniper, tu stai la scară. O, ai luneta bună, eu am luneta. Unde ești, Loris? A, eu să stau la scară. Acum urc. Băi, dar dacă erai tu ești ăsta. Da, eu. Unde? Tu erai după zid, era după zidul ăla de piatră. L-am văzut. De fapt, la Andrei l-a văzut. Dar știe că suntem aici. E unde, mă? După zidul ăsta de piatră ascuns. Nu se vede. Dar e sigur că l-ai văzut? Deci chiar după zidul ăla ultimul. Andrei, e sigur că l-ai văzut? Da. De unde știi? Adică ce iteme avea? Nu știu, am văzut că avea ghiozdan mare, dar l-am văzut așa mai întunecat. Avea cască de armată sau ca și a mea. Bă, nu cred, frate, că n-avea cum. Sau ghiozdan. Eu eram pe acoperiș și n-am văzut nimica. Nu știu, frate. Băi, eu zic să mergem jos, să după... Uite, apără scările. Dă-te, dă-te. Oh, da, luneta asta e super bună. De ce? Luneta asta e super bună. De la o super distanță headshot la zombie. Hai, mă. Deci nu se vede că e liber. Loris, protejezi un pic scarele să explic lui Rareș unde e zombiul ăla. Da, hai că-l împușc. Stai să-mi pun piu scope-ul. Deci, puneți și tu luneta. Da. Dacă dai, cumva, mai dă la field of view minim. Ok, eu l-aveam pe maxim, ok. Și mai în stânga de hangar o să vezi o chestie albastră. Stai puțin mai, văd. No, în spatele lui, lângă căsuța aia, acolo era. Da. Și acum l-am văzut cum fuge, dar nu știu. A, uite, la acolo îl văd. Dacă îi dau headshot, sunt șmecher? Da. Hai după dată! Gata, să se mișcă, n-am ce să-i fac. Când am tras eu după el, nu se mișcă. Cine a tras? Eu. O sunat ca și cum ar fi un... Cineva să stea pe părțile alea, că poate iese ăla. Bă, nu cred că ai văzut pe nimeni, ți s-a părut. Bine, atunci hai să coborâm acolo și să mergem. Hai să încarc ăsta. Ok. Să coborâm să vedem dacă e un tip acolo. Dar ești tu primul, că tu... Da, de ce eu primul? Pentru că tu ai M4. Da, deci, dar nu vreau eu să mă duc primul pe ăla. Că tu nu poți șurui. Păi, bine, dar eu am luneta pe M4. Scoate-ți-o. Pentru aproape, și că și eu am scot piu scope-ul pentru aproape. De exemplu, eu acum țintesc fără scope, că mă încurcă. Hai, coborâm, că nu avem ce face aici. A, mă, dar stai că asta nu-i lunetă, măci. Hai, mă duc. A, să mă duc. Haide, băi, vă stați pe loc și nu faceți nimica. Nu. But, no message received, cred. A, vă mișcați. De ce nu luați chestia asta, Olive, article short? Ce? Nu știu, pentru că n-am nevoie de el. Așteptați-mă și pe mine, că eu sunt în urmă puțin. Așa, gata. Stai pe loc acum, Loris sau Andrei? Cine eu ești? Sau pe loc, da. Deci unde sunteți? Noi suntem... A, Loris, oprește-te, că te văd. Andrei, eu nu te văd pe tine. Eu m-am dus, cum am ieșit, am luat în stânga, te văd. Hai după ăla să vedem, poate e ăla. Tu ești ăsta, Loris? Hai, Andrei. Ești gata? Păi, ia să aici. Ia zi, hey man, what's up? Nu? Ia, Andrei, hai. Nu-i nimeni. Rareș, hai lângă. Nu-i nimeni. Ce s-a părut? Poate... Dar se poate să... Sau... Hai, bine, da. Hai, hai. Dar n-am verificat cealaltă clădire. Am văzut, dă-l bine, hai, să mergem. Și ieșim în aia. Ok, și nu ieșim în aia. Plecăm, l-am dat. Da, m-am prins acum. Și pe drum poate dăm și noi de cineva. Poate. Poate! Thirsty, stai, eu o să beau în clădire, dar... Bă, deci în chestia asta unde sunt eu, acum mereu găsesc un rot în suchinii. Tu ești ăsta, Loris? Tu ești ăsta? Da, eu sunt Andrei. A, tu ești tu de când... Oh, a tras ceva cu crossbow. Cum, frate? Mi s-a părut că am văzut o săgeată. Și așa, dacă e cu crossbow, e momentan e foarte OP crossbow-ul ăla. Dă one hit, nu-i bine. Îi dă cât M4, dar că e nasol că se găsesc greu săgeze. De fapt, e într-un fel... Băi, aoleu! Încărcător de... What the? Ce? Deci există încărcător de 60 de gloanțe. Din totdeauna. Loris, ia vino să vezi și aici. De când a început ping seria de DayZ. Vine să vedeți. Bă, Loris, eu zic că trebuia să-ți iei M4-urile de la tipul ăla mort. Loris, ia veniți. Loris, vino aici. Cred că acum avem în total vreo 600 de glanțe. Sunt peste 600. Loris, vino și o să vezi ce e aici, în jurul meu. Loris. Băi, mie nu mi-e încap toate astea în inventar, cred. Ia uite-te pe jos lângă mine. Toate full. 40, 30, ia dă-te să mi le iau. Deci nu înțeleg, cineva cred că a fost aici. Mai sunt, uite, mai este una aici. Lasă-le să mi le iau. Deci ăsta e de 60, ia uite-l. Bă, încărcător de sporter. Și am de la gata, arunc încărcătorul de sporter, că mi-a ocupă loc. Stai că am prea mult... am prea multe chestii. Eu am prea multe gloanțe, deci nu credeam că... Să mă gândesc ce să fac, să-mi... Hai să beau două de-astea. Ah, știu. Hai că am făcut un de-asta. Hai că mere. Băi, deci ce fac eu, frate, cu atâtea gloanțe? Să-l arunc. Eu arunc bolturile, ok? Arunc ce vrei. Nu am ce face cu ele. Eu beau sucă sus în camera de sus, vă rog veniți. Adică mă rog, unul să vin. Eu beau un suc lângă scări. Cum urcați pe scări mă vedeți pe mine cum beau. Momentan. Încă beau. Nu mai beau. Auzi, acum bea cineva. Cine a băut? Loris. Eu. Ok. Hai să plecăm acum. Da, să dau și eu MP la gloanțele astea, să le iau și eu. Da, deci eu... Eu zic să țin numai încărcătorul. Am aruncat încărcătorul. Ăla de 60 și unul sau două de 40. Încă unul de 30. Bă, eu zic să nu le ții alea de 30, numai... Nu le țin. Depinde, în funcție de câte încărcătoare de 40 ai, să le ții alea de 40 și alea de 60. Ce am, deci... Asta e să cumpăr aici. Așteptați să mănânc. De ce? Mai țin ok. Omuleți bun. Rareș, câte încărcătoare de 40 ai? O grămadă. Zi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, full. De 40? Da, 7 full. Și de 60? 2 full. Full? Da. Și mai ai vreun încărcător mai mic? De 30 vreo 7, 8, da. Acum am și în rest gloanțe goale, am, stai că zic, 30, 40, bă, mai este 30, 25, 30, bă, 30, mai este aici un încărcător de 40, eu zic să-l iei în loc de ăla de 30. Păi da, lasă-mă așa. Bine mă, hai, în loc de alea de 30 sau de 40. Ca să le poți schimba direct, adică dacă ai arma în mână poți... Dar nu-l văd pe ăla de 40 pe aici. L-ai luat? Nu l-am luat. Duh. Serios să cresc? Hai că l-am luat eu și ți-l arunc pe ăla. Nu, ok, hai, dă-mi. Na, și ce facem? Ok. Acum mergem în Berezino, să vedem, să ne batem. Da, stai să-mi bag și astea. Bă, mai bine intrăm pe un server gol, ne ducem în Berezino, da, mergem acum. Turnuri. Bă, da, și... ești așa fricos să te duci. Da, cam acum, tata, așa e frumos. Asta e plăcerea. Pe aici, sigur, sunt câțiva. Asta e ideea. Dar cum e posibil să se stacheze 40, când maxim e de 30? Păi nu se stachează 40. Ba, s-au stacheat, eu am... A, e un glitch, dacă dai empty la un încărcător. Da, exact, la încărcătoare de 40. Da, dar și de la încărcătoare de 60, tot același glitch. A, păi trage ceva. Cine trage? Nu noi. Jos. What? Pe unde trage oare? Prin zi se trage. Nu, nu trage, ba, nu trage prin zid. Eu nu cred că trage, nu sigură dacă trage după noi. Nu trage după noi, nu ne-a văzut. Nu trage. 100 sigur că se bat doi și acum o să... Dar s-a tras după mine, glonț, a venit. Să stăm așa pe rând. Eu stau, dar n-avea acum. Eu stau după scară. Ia uite, trage. Are M4, are M4. Păi da, mă, dar nu trage după tine, crede-mă. Știu că nu are cum să te vadă. Trage după zombie, mă. Crezi? Da. Ba nu cred, eu zic că trage după un tip. Da, dar nu... Că stați mai prospirați. Stați, mă. Adică... Eu stau după aici, după zid. Stai, nu, tu stai după aia, după scară și dacă vine... Pe mine o să mă vadă primul, pe mine o să mă împuște. De ce? Eu am celelalte glanțe. După scară, bă, pe mine o să mă vadă primul cum stau eu. Uite, intră! Unde? A intrat. Îl vezi? Da, l-am văzut prin perete, a intrat. Băga mi-aș piciorul. Mama, am tras pe lângă. E să vă rog, omorâți-l. Nu pot. Să nu mă omoare. Nu pot, n-am ce să-i fac. Loris, tu te uiți, eu îl împușc în el. Am tras după el. Loris, dă-i. Loris, e în casă? Nu știu. Bă, Rareș, du-te... Stai mai în față un pic. Păi după mine o să tragă dacă trage. Andrei, ești bine? Sunt conscious. Poate îți mai revii. Poate, dar dacă nu știu dacă sângerez. Și cred că sângerez. Mamă, ce frică mea. Și mie. Eu m-aș uita. Du-te un pic mai în față, te rog, că o să pot să... M-am uitat, am dus. Încarcă. Dacă încarcă, mergeți să omorâți-l acum, că timp încarcă. Am tras 12 gloanțe, l-am nimerit cu unul, cred. Cel puțin. Wow, cu unul. Băi, dar nu l-am văzut, mi-a avut leg când a apărut ăla și a tras. Băi, n-ați putea să vedeți dacă sângerez sau să mă bandajați. Nu pot să mă uit, nu putem să ne uităm acum. Clar. Sângerez, ți-o tras. Eu am crezut că m-am pușcat pe mine. Am văzut că sângerez, dar nu pot. Bine. Bă, cred că a murit ăla. Fii atent că poate e mort pe jos și noi stăm ca proști aici. Eu l-am împușcat. Umblă cineva. Unde? Eu n-au nimic. N-au? Andrei, ești unconscious încă? Da. What? Eu te-aș salva numai așa mi de frică că... Da, vine ăla, vine ăla. A, nu mai ești unconscious. Ok, ok. Da, super bleeding. Păi, dar nu te mai mișca, băi, stai în fața mea, Andrei. Dă-te. Andrei, dă-te. Andrei, dă-te. E bine așa. Da. Da. Perfect. E perfect. Hai, Loris, poți să vezi prin pereți? Stai. Bă, eu sunt prea rănit, am extrem de puțin sânge, îți văd totul alb-negru. Ok, stai. M-aș duce în casă, în cameră. Cum să te duci, mă? În camera din toată. Dar te poate vedea, crede-mă. Te vede sus de pe scări perfect cum intri în cameră. Dacă stă în partea aia. Bă, nu Andrei, cum urci pe scări. Uită-te tu prin pereți, Andrei. Nu pot să văd prin pereți, cum să văd prin pereți, mă? Păi cum vede Loris? Nu știu cum vede Loris. Îi dai X, te bagi în perete, umbli în perete și dai... A apărut ăla, m-am pu... Fuck! Eram fix când mi-am schimbat mouse-ul. Ești mort? Nu! Eu... Ce ești? Unconscious. Bă, gata, l-am omorât. Sângerează. Putu, scăpățâna, l-am omorât. Te rog! Gata, l-am omorât, l-am omorât. Te rog, dă-mi... Fuck you, noob! Bandage, dă-mi... Da, hai, du-te că l-am omorât. Nu cred. Hai că l-am omorât. L-am omorât. Da, mă, ce? L-am omorât eu, uite, mamă, și el tot de 60 avea. Hai că l-am omorât eu. Eu ies. De ce? Mamă, și ăsta avea la glanțe. M-am săturat, eu nu mai joc fizic, pușeam și pe el. Hai, mă, de ce? Doar în joc, frate, te-am pușcat, asta e viața. Hai că l-am omorât. Da, și corpul meu e acolo și până ajung eu. Hai, mă, că te așteptăm. Te așteptăm, frate. Da, și pe drum poate mai mă omoară. Mamă, ce... Bă, mă, ce mă enervează. A, uite, și ăsta tot de 60 avea. Și full încă. Arată în mijlocul. Eu am tras după el, l-am rupt. N-ai ce să-i faci. Mă duceam în cameră și eu ca un noob. Praviețuiam că te omora pe tine și trageam după el. Ai tot scop ca al meu. Pe mine... Păi, nu mi-a ruinat nimica, sper, nu. Nici nu, mă, nici la mine, nici măcar nu m-a nimerit fraierul. Uite-te dacă mi-a ruinat. Are FNX, ce? Are cineva FNX să-i păstrez? Eu am FNX. Andrei, ești mort? Mă, bă, da, asta era bun tipul. Da, dacă mai trăgeam în glonț, eram. Bă, Rareș, uite-te să vezi dacă am ceva ruined. Adică sigur. Da, să mă uit acum. Am luat long range scope-ul, nu-i ruined. Pistolele nu-s ruined. Bandajele. Mamă, dar ăsta nu i-am ruinat nimic, așa am tras în el. Nici nu Loris nu i-a ruinat nimic. What? Bă, eu am inventarul full de... Bă, dar nu pot da spawn, îmi tot please wait. Bă. Știi ce? Ies și intru din... Era tipă asta. Să fie tipă. Era tipă, vină. Era băiat. Aoleu. De ce zici că era tipă? Cum intru să-i văd pulsul, că nu mai merge? Stai scroll. De ce, Loris? Puls. Din greșeală. No okay. Pulse and word to touch, ok. Ce? Iar îmi dă 30 de secunde, dar... Ce? Am făcut de 3... în total am stat 60 de secunde. Ai, ce nervantă chestia asta. Bă! Deci eu am inventarul full numai de glanțe, băi, deci numai glanțe și glanțe. Ei, stai acolo, stați acolo și bandajați chestii și... Eu iau bandaje, pe mine nu mi-a dat nimic. Stau chiar lângă tine, Loris, și dacă te întorci îți dau totul. Pe mine ce să-mi... nu mi-a făcut nimic asta mie, da... Mie da, Loris, ți-a tras mult mai multe glanțe, că ai murit în vreo 50 secunde, eu până m-am târât din cameră. Că eram super alb-negru. Când am ajuns lângă tine, ai strigat. Nu cred, chiar atunci aveam bandajele în mână și am dat pe opțiuni. Vreau să dau bandage. Ce ăsta 300 round box? Oh, îmi o dai? Mamă, e plină de gloanțe pentru mine și gloanțe de Mosin. Uite, arunc pe jos. Ține-le, te rog. Da, cutie de gloanțe specială. Da, e plină cu gloanțe de ăsta, de-al meu. Băgați-le în backpack pe camele, vă rog. Eu ți-am luat ce pot, am luat 2 pistoale. Păi nu mă, lasă-le acolo, stați acolo și lăsați acolo. A, păi eu o să ți le dau înapoi, dar momentan am luat cât mai multe lucruri de tine. Ce s-a întâmplat? Andrei? Da, ce? Păi... Dar punem glanțele de Mosin. Țineți toate glanțele de Mosin ale mele în backpack-ul meu. Ok, dar vezi că am găsit 20 de glanțe de Mosin. De ce, Loris? Păi, că vreau acolo. Cât ocupă round box-ul ăsta? 4 sloturi? Da, și are 10. Mamă, ce ca lume. Și gloanțele de CR75 să le țin să le pun la tine. Mamă, deci... Toate gloanțele și... Poate se întoarce ăsta să vezi. Lasă tot, ține la tine pistoalele. Ok. Bă, deci eu n-am ce să mai fac cu gloanțele, frate, deci... Ăsta era și el full ca mine de gloanțe și am luat toate gloanțele. Și are gloanțe de S&S, Andrei, pe 38 ale. Are și de Mosin. Are și de Mosin, 20. Le-am aruncat în fața lui. Asta e de Mosin. Vino tu, Andrei, să-ți iei alea. Băi, am inventarul full. Rex-urile. Serios. Deci nu se putea mai bine. Băi, dar asta n-avea mâncare. Uite, vezi că avea coadă la spate, era fată. Ce coadă, mă? Uite-te, mă! Avea păr, coadă de-aia împletită, știi tu. Era fată. Ne-a umilit. Ne-a umilit, băi, era fată. Și Loris era fată și Revam nu era fată. Da, era fată, dar nu era, știi? Bine. Avea skin de fată, na. Dar nu era și nu e fată. Ia, uite, dă-la cu luminiță. Dă-la cu luminiță. Bă, Loris, vrei Magnum și îmi dai mie FNX? Da. N-ai măcar glonțe de Magnum. Am și îți mai dă Rareș, care o grămadă. Eu de Magnum n-am o grămadă. Hai zis că ai 50. Păi 50. Alea-s o grămadă pentru un pistol. Dar nici nu trag cu el, deci n-am tras deloc el până acum și l-am de o grămadă de timp. Deci eu sper că pot recupera. Poți, dacă vii. Uite, am unul de apropiere și unul de depărtare, frate. Deci la fi... Ia uite, ce pantaloni aveam. Fear into Rex. Hai mă, nu pot să fac Rex. Îi dau hide body-ul ăsta? Nu îi dau la tip. Luați tot ce puteți. Am uitat să văd dacă ar mai fi ceva de luat. Haina poate lua lui sau așa ceva. De ce nu pot să-mi locuiesc pantalonii cu aia? Ai lui. Avea ceva în ei, ok. De ce îi pui în pantalonii lui? Eu vreau să iau, nu mi-ai pune nimic. Vreau să iau haina lui. Eu am trecut de spitalul ăla. Băi, dar nu mai... De ce i-ai luat? Că ți-ai aruncat vesta. Păi da, ce? Ți-ai aruncat vesta. Oh. Și eu ba nu. Ba da, aia l-a ăsta vesta. Mamă, ce l-am golit pe ăsta. Sărac de el. Eu sunt ce mai avea pentru... Sărac, bă, era să mă omoare pe mine și l-a omorât pe Loris. Prost! Nu mă da săracul că e muncise. Și noi eram trei, frate. El era unul, adică... Era un prost. Ne-a dat-o grav. M4 ceva. Ia uite că avem Pristin acum. Optic Scal meu, Warn. De ăsta Warn. Și eu ce l-am păstat Pristin. Pristin e bun. Fix când s-a mai prins și eu Vioza a venit ăla și l-am pușcat pe Loris. Fix când s-a mai prins și eu Vioza. Vioza, da, Vioza. Ce Vioza? De la dicameră sau ce? Da, dicameră, mă, dicameră, ca e cea mai șmecheră. Nu e casca lui ăsta, Andrei? Nu trebuie. A, bă, a mea e ruin sau ce n-ai, bă? E ruin, da. Bă, mi-a ruinat-o. What? Păi da, mă, că ți-o tras. Alu Loris tot e Pristin, care erau șanse. Bă, îți dai seama, mi-o tras în cap și nu m-a omorât. Bă, dar eram pe burtă. Nu i-a stricat nimica decât căutul, pantalonii și în rest nimic. Nici backpack-ul, nici gloanțele. Da. Păi eu tras, cred că am... Stai să văd cum e casca lui Loris. E Pristin, nu i-o tras în cap. Mie mi-o tras în cap că mi-o stricat... Deci numai balistic e helmetul mi-a stricat, în rest absolut nimic. Da, păi ți-o tras foarte ușor, adică... A, da, tu erai pe jos și te-o prins perfect. Da, mi-o tras în cap, dar m-o salvat acum casca. Că mi-am dat seama și eu cum trebuia să trage. Eu n-am puteam să vă salvez, deci nu e vina mea, trebuia să salvez. Dar nici n-am avut strategie, deci gândiți-vă ce strategie au avut ăia și ce strategie am avut noi. Să ne îngrămădim toți pe jos într-un cor. Uite, noi ne panicăm, asta e problema, noi ne panicăm. Dar nu ne-am panicat, am fi pro. Bine, deci mie nu mi-a tras niciuna și am tras, pur și simplu am ciuruit-o. Deci am dat cum ciurui eu de obicei. Eu nu cred că l-am... Eu sunt descurs. Nu, tu n-ai nimerit, numai eu l-am dat în el. Că pe Loris l-a omorât și după aceea m-am dus eu după ea. Știi? Că de fapt, tu știi cum se întâmplase, l-a omorât pe Loris și eu m-am dus aici să o omor. Bă, dar aveți grijă. Îi dau hide body-ul ăsta? N-are, nu are... Loris să-ți spun magnum un backpack. Sau... Bă. De ce er 75 cu glonte în el? Hai că le-am găsit, facă bine imediat. Loris, vezi că arunc totul random pe jos, că o să-ți dispară corpul. Aruncă, backpack-ul nu scoate din backpack, aruncă-l cu totul. Nu, dar l-arunc pe jos. Uite, de pe și corpul tău. Acum. Am aruncat totul de pe corpul tău, că altfel o să-ți dispară corpul cu tot cu iteme. Exact. Dacă îți dispare. Poți să-i dai hide body și terminăm toată. Ia uite alt încărcător de 30. Dar era un tip Bambi, bă, a venit un tip Bambi. Unde? Lasă-l. Lasă-l. Exact unde era ăla, du-te, șuruiește-l. E ăla al nostru, mă. Al nostru ce? Unde? Păi da, unde s-a dus? Nu știu. Da, l-ai văzut, sigur? Da, cred că a urcat sus. A urcat sus, că nu se poate urca jos. Poate mă omoară de ce râd. Eu stau la ușă, să nu vină cineva la ușă. Nu e nimeni. Frate, înseamnă că a fugit, că a descreat. Hey man, what's up with you? We are friends. Nu, zic și eu, poate ne audă. Hai înapoi să păzim. Era aia, știi, îți dai seama? Poate era tipa aia. Tu unde ești, Loris, acum? Eu? Da. Vă turnul. Din Berezino? Da. Ai, dă capul nostru, cât mai avem să-l mai păzim pe Loris. Loris, ia zi, de ce nu știi să spori singur de grijă? Poate vine unul acum și de omoară, eu stau după scară, tată. Încă-mi schimb scopul. Când găsisem și eu Mosin, mi-am luat-o de la o... Recuperezi, mă. Tipă! Bă! Aia trebuie să recunoști că a fost umilință. Pentru toți, nu numai pentru tine, fiindcă era să-l omoare pe Andrei. Mie, Andrei, du-te tu în dreapta, mai încolo. Tu ai zis asta? Nu. Stai după scară și eu stau aici. Bă, unul să stea în ușă. Hello! We are friendly! Come on here and talk to us! Peace, man! Peace! What the fuck? Bă, poate vă împușcă. E, ne împușcă. Eu stau aici pregătit, pe ușă. Bă, Andrei. Da. Backpack-ul sper că nu o să dispară. Nu, la mare. Ăla, dar se aude, de unde se aude ăla? Uitați-vă prin perete, uitați-vă și pe Google undeva cum se face glitch-ul ăla. Hai că eu știu să-l fac, dar să-ți dea Andrei. Andrei protejează perfect. Dai X. Dai X, te bagi în... perete și dai Q sau E. Da, știu. Nu trebuie să ții. Deci trebuie să încurci mouse-ul, știi, dar nu merge. Outpash, Andrei. Eu zbor la chestia asta. Man, why did you want to talk to us? Ok. Să vedem aici. Come here, we are friendly. We can give you some food, some weapons, we can be friends. Bă, vezi că e altul, vezi că e altul, ai grijă. Come on, man, we are friendly. Da, mă, serios. Și când vine îl ciurim. Păi cum, bă? We are Bambi, we need some things. Did you got anything for us? Tocmai ai zis că putem să-i dăm niște arme și niște mâncare și... Acum suntem Bambi aici. Nu, n-a intrat, eu m-ai prins, gata, vă zi de perfect. Am un pickaxe, deci nu e. Pristine! Oh my god! Oh my god, my god! Am o prima armă melee de asta și o găsesc așa pristin, adică... Mă rog, am găsit și Firex, dar... Prima armă din... cam ultimele update-uri tot fel. Asta e fost cam la sală. Eu mă, e prinzie, dar Andrei... Hai, vine! Și ei fug iar? Hello, man! Hello, man, talk to us! Please, do not... Vezi? Da, l-am văzut. Și ce are? E full gear, știi cum? Tricou negru și blugi. Come on, man. Come on, man. Talk to me. Please, I'm friendly. I do not shoot you. Please. Hey, yeah. Și când vine aici, îl împușc eu. Come on, man. Talk to me. I'm friendly. Don't worry. Vezi să nu te omoare alții, că suntem cam mulți pe server. Vezi că vine, cred că, în clădire. E chiar? Acum serios. Nu. Da. Și eu zic că nu. A intrat într-o clădire. Hai, vii după mine? Nu, eu stau la astea lui Loris. Cumpărat. Domnostică, cum le-a cumpărat? Ce s-a întâmplat? Hai, Rareș, înapoi. Come on, man, I'm friendly. Come and talk to me. Te aud extrem de încet. Eu eram departe. Uite-l. Oh, that's my bro! Era altul, era cu unul. L-am omorât pe ăla. Ia uite-l, ia uite-l. Hai că te-am omorât, fraiere. Deci tu ce ghiozdan ai? Verde? Te-am omorât, Blaze double rifle avea tipul. Ghiozdan verde ai, să nu... Vezi că Bambi-ul era împreună cu unul, știi, și l-am omorât pe ăla. Acum! Sorry, Bambi, I'm your friend, but I killed your little friend. Come and talk to us, because I will not kill you. I promised. Te-l omor tu, da? Că i-am promis că nu-l omor eu. Andrei! Da, deci, nu, eu sunt, hai grijă, așa. Deci, l-am omorât pe prietenul lui, era full gear Blaze double rifle și stătea sus și mă sniperea, dar atât de bine a tras, deci a tras pe lângă și când m-am ridicat la direct headshot i-am dat. Ce-mi place și de ăștia. Și e mort acolo, nu i-am luat gear-ul. Mergem să-i luăm, adică și mai e Bambi ăla care e acolo și se ascunde. Lasă, ce gear să-i luăm la ăla? Ăla la altul avea, era militar chestii, avea. Ce zici, Loris? Văd vaporul. Abia vaporul, fuck, avem de stat aici, Andrei. A, nu, odată ce am ajuns la drum, deja mai fac 5 minute și cam așa, 5-10. Mă gândesc să încheiem acest episod aici, în care Rareș și-au omorât 2 playeri. Da, sper că v-a plăcut. Sper că v-ați lăsat un like, un subscribe și un share. Și ne vedem data viitoare. Pa!